Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și am pregătit pentru voi un material interesant. Mesaj de la rasa felinelor. Cum influențează această civilizație pământenii? În mitologia egipteană, Bastet a fost zeița lunii și a fecundității, ocrotitoarea femeilor gravide, și zeița felinelor, reprezentată fie într-o formă hieratică de femeie cu cap de leoaică, fie popular, ca o femeie cu cap de pisică, sau numai ca un cap de pisică. Pisica sălbatică a fost venerată în Egipt sub dinastia a doua, în jurul anului 3000 înainte de Hristos. Bastet a fost sora lui Ra, uneori considerată și fiica acestuia. În unele variante este considerată sora zeiței Isis. Bastet mai era și zeița ocrotitoare a pisicilor. În Valea Regilor s-au găsit mii de mumii de pisici, dar arheologii nu le-au dat importanță. În Egiptul antic, oricine ucidea o pisică primea pedeapsa capitală. Bastet era considerată ochiul lui Ra, deoarece lupta împotriva dușmanilor stăpânului său. Felidele reprezintă o familie de mamifere carnivore digitigrade, cu corpul zvelt, mlădios, gâtul scurt, capul aproape rotund, botul scurt, cu coada lungă și cu ghiare retractile. Din această familie fac parte pisicile, tigrii, leoparzii și leii. Coada lungă le ajută să-și mențină echilibrul atunci când aleargă sau sar. Pe labe au pernuțe moi, care le ajută să se apropie de pradă fără a face zgomot, sau care le ajută la atenuarea șocului produs de cădere. Au mișcări ușoare, auzul și văzul sunt dezvoltate, sunt puternice și agere, adaptate pentru a prinde prada vie. Toate, în afară de leu și ghepard, duc un mod de viață solitar în sălbăticie, dar pot conviețui în grupuri în captivitate. Pisica de casă, pisica domestică sau mâța, este un mamifer din ordinul carnivorelor, familia Felide, subfamilia Feline. Este alături de oamenii de peste 9500 de ani și în prezent este cel mai cunoscut animal domestic în toată lumea. Pisica domestică este foarte apropiată de pisica sălbatică europeană, ca și de pisica sălbatică africană, împreună formând o specie unică, Felis silvestris. Tigrul este o specie de mamifere carnivore din familia felidelor, fiind una dintre cele patru specii ale genului Panthera. Este cel mai mare reprezentant al subfamiliei panterine și unul dintre cei mai mari răpitori tereștri, după ursul polar și cel brun. Dimensiunile unui tigru siberian la vârsta de 6 luni sunt comparabile cu cele ale unui leopard adult. Tigrilor le sunt caracteristice dungile de culoare închisă, a căror amplasare variază de la un animal la altul. Corpul este adaptat pentru vânătoare, fiind dotat cu colți lungi și maxilare puternice, vedere nocturnă de 6 ori mai bună decât a omului și musculatură dezvoltată, fiind capabil să sară la o înălțime de până la 2 metri cu 50 de kilograme de carne în dinți. Tigrii se hrănesc îndeosebi cu copitate, dar pot vâna și maimuțe, păsări, pești și chiar alte răpitoare ca lupii, leoparzii și crocodilii. Au un comportament solitar și veghează în singurătate teritorii de până la 1000 de kilometri pătrați. Acestea pot cuprinde diferite landșafturi, la sud păduri tropicale și savane, iar la nord semideșerturi și taiga. Tigrul reprezintă un simbol al puterii și monarhiei în cultura asiatică. Unele zeități indiene sunt ilustrate călare pe tigri, demonstrându-și astfel superioritatea. Tigrul este unul dintre cele 12 simboluri de animale din calendarul chinezesc. Rolul său în cultura mondială este reflectat în recunoașterea sa ca simbol național al Malaeziei, Indiei, Bangladeshului și Republicii Coreea,
și ca cel mai iubit animal de pe pământ, în urma unui sondaj realizat de Animal Planet. Leopardul este un mamifer carnivor de mari dimensiuni din familia felinelor, ce aparține genului Panthera. El este vestit pentru capacitatea sa de a se adapta, iar datorită simțurilor sale excelent dezvoltate și a desenului blănii, poate fi cu greu observat. Poate fi întâlnit din zonele semideșertice și până în zonele reci. Leopardul este una dintre cele mai mari feline, cu o greutate cuprinsă între 40 și 80 de kilograme, o înălțime de 60-80 de centimetri și cu o lungime a corpului de până la 2 metri. Cu toate că are dimensiuni relativ mari, leopardul este un animal agil, poate trăi până la 20 de ani și chiar mai mult. De regulă, blana sa este de culoare galbenă cu pete negre, cu un desen caracteristic. O varietate a sa, Panthera neagră, este unicul leopard cu blana de culoare neagră în întregime. Aceasta trăiește în Malaezia și are o formă de melanism. Este o varietate periclitată, dar greu de studiat, deoarece exemplarele nu puteau fi deosebite prin fotografiere cu camere foto în lumină vizibilă. S-a constatat că fotografiile cu camere foto în infraroșu pun în evidență pete specifice, invizibile altfel, permițând recenzarea și urmărirea exemplarelor aflate în libertate. Leul este o specie de mamifere carnivore din familia felidelor, fiind una dintre cele patru specii ale genului Panthera, reprezentant al subfamiliei felinelor mari. Este una dintre cele mai mari feline și unul dintre cei mai mari răpitorii tereștri, după ursul polar, ursul brun și tigru. Leii sunt un simbol care apare des în heraldica familiilor regale și a nobilimii. Apar și în arta plastică chineză, deși nu au trăit niciodată în China. Niciun alt animal nu a primit mai multă atenție în artă și literatură. În Biblie este amintit de 130 de ori. În arta epocii pietrei, în special în picturile rupestre, se întâlnesc frecvent desene reprezentând lei. Felinele actuale au apărut pentru prima dată în urmă cu aproximativ 10,8 milioane de ani. Leii, împreună cu jaguarii, leoparzii și tigrii, s-au desprins de celelalte subfamilii de felide și fac parte în prezent din subfamilia panterine. Ținând cont de perioada îndelungată a apariției felinelor, dar și de anumite teorii ale conspirației, se pune întrebarea care este legătura între acestea și extratereștrii. Cercetătorii investighează această posibilitate, dar imaginația multor scriitori aplecați spre ficțiune este impresionantă. Se pare că acest lucru a dus deseori la realizarea unora dintre cele mai reușite tehnologii, cum ar fi aparate care sunt implantate cu ajutorul laserului și codate astfel încât țesutul uman să le recunoască drept proprii, nu drept elemente străine, sau folosirea unui sistem antic de celule STEM care pare să aline durerile asociate cu cancerul. De multă vreme, oamenii care cred în OZN-uri sau extratereștri sunt caracterizați, după cum i-a descris Stephen Hawking, drept dubioși sau marginali. În ciuda acestei asocieri, unele dintre mințile geniale ale lumii, câștigătorii de premii Nobel, printre care matematicianul John Nash și biochimistul Carey Mullis, au avut experiențe pe care le-au perceput a fi întâlniri de gradul 3. Richard Dawkins, de la Universitatea Oxford, renumit pentru susținerea teoriei evoluției formată de Darwin, precum și pentru faptul că nu credea în Dumnezeu și religii, a sugerat totuși că civilizația umană poate să fi răsărit dintr-una extraterestră. Și mai frapant este faptul că niște studii realizate de psihologi susțin că credința în extratereștri
crește într-un ritm fără precedent și mulți antreprenori contemporani din domeniul tehnologiei se lasă inspirați în munca lor de acest lucru. Poate primul tehno-antreprenor care și-a declarat public credința în OZN-uri este Jacques Vallée, care a lucrat la ARPANET, proto-internetul, un program finanțat de armată. De fapt, el a lucrat la această nouă tehnologie în timp ce experimenta cu fenomenele telepatice, despre care unii ar zice că este știință de doi bani. Vallée era atât de cunoscut pentru studiile sale asupra OZN-urilor, încât Steven Spielberg l-a luat consultant pe platou la filmul Întâlnirii de gradul 3. Rolul omului de știință francez, jucat în film de François Truffaut, se bazează pe Vallée. A fost unul dintre primii susținători vocali din domeniul tehnologiei pentru studierea OZN-urilor și a deschis calea unui val format din alți oameni de știință și biotehnologi din Silicon Valley, care cred că secretul succesului lor este tehnologia extraterestră. Cu alte cuvinte, artefacte găsite în locuri unde se presupune că s-ar fi prăbușit nave extraterestre sau informații care le-au parvenit prin download mental. Doctorul John Mack a fost un cercetător în psihiatrie, câștigător de Pulitzer și a lucrat la Universitatea Harvard. Titlurile și reușitele sale anterioare în domeniul cercetării l-au plasat într-o categorie rară pentru majoritatea universitarilor, întrucât a atins culmea succesului academic. Dar în anii 90 a început să studieze oamenii care credeau că au contact cu inteligența extraterestră. A urmat protocoalele convenționale ale disciplinei sale și, în cele din urmă, a conchis că subiecții lui sunt normali în absolut toate felurile, cu excepția credinței lor în extraterestri. A concluzionat că nu sunt nici în delir și nici cazuri patologice. Deci, unde ne aduc aceste atitudini de respect și admirație față de inteligența non-umană? La o formă nouă de religie și spiritualitate care întruchipează tehnologia, viitorul și potențialul unor infrastructuri aproape de neimaginat în spațiu și pe pământ. Ne mai aduc și la o formă nouă de religie care nu se bazează doar pe credință, ci pe posibilul realism al aserțiunilor sale de adevăr. Plecând de la aceste, să le spunem, ipoteze, de-a lungul timpului s-au transpus în script, poate ficțiune sau poate adevăr, o serie de mesaje de proveniență extraterestră. Astfel de relatări le-am mai pomenit și noi pe canalul nostru YouTube. De data aceasta vă supunem atenției un mesaj spectaculos, cel al rasei felinelor. Iată! Bună ziua! Noi suntem civilizația rasei felinelor. Suntem parteneri cu dragonii. Suntem cei mai interesați să ascensionăm pentru a ajunge în dimensiuni superioare, unde timpul și spațiul nu există. Străfulgerarea saltului se apropie și pentru voi. De fapt, voi sunteți în mijlocul saltului. Prin adunarea multelor momente de viață și de experiență, voi reușiți să vă înălțați. Și asta ne dă și nouă o mare satisfacție. Felinele sunt o rasă antică din sistemele Andromeda și Liran. Suntem o rasă veche, bătrână și foarte înțeleaptă. Dar dacă trebuie, știm să fim și vicleni. Ca statură, cei mai mulți dintre noi sunt înalți. Majoritatea dintre noi servim lumina, deși unii s-au pierdut în umbra acestui joc existențial. Știm că sunteți o civilizație în ascensiune și aceasta ne determină să vă observăm tot timpul, căci și noi suntem interesați de acest proces. Ca și mulți alții, și voi sunteți parte integrantă a planului ascensiunii în această galaxie și în această perioadă. Ca întotdeauna, ceea ce urmează să realizați depinde în cea mai mare parte de alegerile voastre. Oricum, vă aflați într-o perioadă de inestimabilă importanță pentru ceea ce veți fi în viitor, pentru lumile evoluate ale galaxiei și universului. Dacă nu veți alege altfel, succesul vostru poate fi considerat asigurat,
mai ales că primiți foarte mult ajutor din exterior. Noi vedem că mulți dintre voi nu aveți încredere în existența noastră și cu atât mai puțin în bunele noastre intenții. Suntem atât masculini cât și feminini. Știm că există pe planeta voastră mulți oameni cărora nu le plac pisicile și aceasta ne face să fim oarecum circumspecți în relația cu civilizația umană. Bănuiți, probabil, că pisicile de pe pământ, rasa felinelor, au un corespondent în lumea noastră. Ele au multe similitudini și abilități cu noi. Am putea spune că rasa felinelor pământene reprezintă un fel de ambasadori ai noștri pe pământ. Ele nu se află întâmplător printre viețuitoarele Terei. În primul rând, pisicile voastre domestice sunt transformatoare de energie, ajutându-vă să alungați mai ușor oboseala datorată activităților voastre cotidiene. Din acest motiv, mulți oameni aleg să aibă ca animal domestic una sau mai multe pisici. De altfel, la nivel subconștient, voi aveți informația că aceste animale simpatice vă sunt de un real folos. Prin interacțiunea și comportamentul vostru față de pisici, în timp, ajungeți să le considerați adevărați membri de familie, la care cu greu ați putea renunța. Puterea unei feline nu trebuie subestimată. Suntem cu adevărat niște luptători redutabili, gata chiar să se sacrifice pentru a-și apăra stăpânul. Prin soluțiile pe care le găsim și prin rapiditatea cu care le aplicăm, putem fi considerați redutabili. Dacă este necesar salvării noastre ca indivizi, ori ca specie, precum și pentru apărarea aliaților noștri, putem pune în operă soluții destructive, infailibile pentru potrivnici. Noi, cei care vă transmitem acest mesaj, slujim lumina. O slujim pe mama noastră, Sekhmet, și ne păstrăm intactă loialitatea față de ea și față de scopurile ei minunate. Noi o considerăm ca un aspect, o extensie a mamei Dumnezeu. În aceste vremuri expiră un ciclu cosmic și începe un altul. Războinicii noștri și-au unit forțele cu Federația Galactică. Mulți dintre noi se află plecați în expediții și de obicei colaborează cu dragonii, obiectivul nostru fiind curățenia în această galaxie. Intrăm în spațiile ascunse din diferitele zone ale galaxiei și le curățăm de întuneric. Suntem cu adevărat uimitor de rapizi, iar atunci când colaborăm cu dragonii ascensionați, formăm o echipă redutabilă și eficientă. Noi slujim mamei Sekhmet și acest devotament ne conferă încă și mai multă putere. Vai adversarului care ni s-ar opune! În ceea ce vă privește pe voi, rasa umană, trebuie să recunoaștem că anumite însușiri pe care le aveți vă fac foarte puternici. Cu mult timp în urmă, marele conducător al întunericului a reușit să vă deturneze de la îndeplinirea obiectivelor voastre. Însă aceasta a fost doar temporar. Atât cât a reușit, el v-a indus în eroare și v-a făcut să vă răzvrătiți. Nu a reușit însă să vă domine pentru totdeauna, căci n-a putut stinge în voi scânteia divină. Acum sunteți în perioada în care vă treziți și conștientizați înșelătoria. Potrivnicii și manipulatorii voștri realizează acum cât sunteți de puternici și asta îi determină să bată în retragere. Da, adevărata voastră putere se află adânc înrădăcinată în ființa voastră și asta vă poate face intangibili. Ca și noi, voi sunteți aspecte ale sursei și ați plecat cândva într-o lungă călătorie pentru a experimenta și a vă îmbogăți cunoașterea. Sunteți ființe veșnic iubitoare de lumină, ca și noi. Mulți dintre voi aveți origini în locurile în care ne aflăm noi. De fapt, mare parte dintre voi sunteți noi în altă formă dimensională. Gândiți-vă la asta. Ca fizionomie și comportament,
Noi suntem destul de diferiți față de voi. Avem însă și multe asemănări, cea mai importantă fiind apartenența noastră la lumină. Intenția voastră este de a vă deplasa numai spre lumină, cu speranța că veți deveni lumina. Acum, obiectivul vostru este să vă recuperați puterea, căci multă vreme ați fost făcuți să credeți că sunteți neajutorați și că depindeți de alții. Serviți-vă Mama Tatăl Divin, serviți-vă cunoașterea interioară și acționați asupra ei și cu ajutorul ei. Suntem rasa felinelor. Vedem multe evenimente și lucruri care se întâmplă pe pământ. Vă asigurăm că victoria vă va aparține, căci va fi victoria luminii împotriva întunericului. Acum este timpul marilor bătălii. Puneți-vă armura spirituală și fiți pregătiți să acționați acolo unde veți fi chemați. Folosiți-vă de flacăra violet și veți izbuti, căci întunericul este orbit acum de puterea strălucirii voastre. Întunericul nu știe nimic despre dragoste, ci doar despre împilare, lăcomie și luptă. Contați pe iubire, căci este cea mai puternică forță a universului. Iubirea este însăși respirația cosmică, țesătura universului, strălucirea din ochiul sursei creatoare. Iubirea reprezintă bătăile inimii mamei, liniștea pisoiului din brațe, lăbuța prietenului necuvântător întinsă către tine, lumina din ochii prietenului tău care toarce. Iubirea este pacea dulce a momentului de liniște și contemplare. Este materialul indestructibil care stă la baza întregii creații. Vedem că noua Gaia se naște în inimile omenirii. Vedem cum pacea se așează în tărâmurile animalelor până mai ieri neconciliante. Vedem leoaica și leul vânând doar pentru a nu muri de foame. Vechile dușmănii se estompează, iar în habitatul sălbăticiunilor se așează pacea și acceptarea. Este fără doar și poate începutul noii ere pe planeta Pământ. Sunt tot mai dese cazurile când un animal de pradă înfiază un pui al unei specii care de obicei face parte din mediul său preferat. Vedem cum animalele sunt din ce în ce mai puțin braconate. Omul le caută și le îngrijește, nu le mai extermină. Desigur, mai sunt, din păcate, și multe excepții, însă ele se vor împuțina. Iubirea omului se va extinde treptat asupra tuturor creaturilor. Nu vor mai exista jertfe, nu se vor mai sacrifica ființe pentru îndeplinirea unor ritualuri întunecate. Noi apreciem această tendință în comportamentul viețuitoarelor Pământului. Dacă se va continua astfel, ascensiunea planetei voastre și a sistemului vostru planetar va fi o certitudine. Am auzit că bătăile inimii mamei Gaia cresc ca putere și frecvență de vibrație. Vedem din nou cum grădina lui Dumnezeu începe să înflorească, iar buruienile se usucă și se împuținează. Suntem rasa felinoidelor și privim cu dragoste și încurajare progresele voastre. Ficțiune sau adevăr, nu știm. Așa cum vă spuneam, mulți oameni de știință au convingerea că toate aceste subiecte dubioase sunt un izvor de dezvoltare tehnologică. Dacă în urmă cu câteva decenii citeam doar în cărțile science fiction despre comunicarea instantanee cu persoane din partea opusă planetei, iată că astăzi este posibil acest lucru și probabil în scurt timp ne vom obișnui cu ideea teleportării sau a călătoriilor în timp. Eu sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc încă o dată că mă urmăriți. Cârcotașilor care lasă comentarii răutăcioase, le transmit că sunt în plus. Pe curând!